Titus Percea nu este prima oară, că nu este primul an că Fives se ocupă de petrecerea Viva, dar înțeleg că anul acesta avem o premieră. Despre ce este vorba? Este vorba de echipamente care reprezintă vârful tehnologiei în acest moment. Ele au fost prezentate la Frankfurt în martie, la cel mai important salon de echipamente pentru lumini și pentru sunet. Avem de fapt aici, se și vede, un echipament de la SGM, un cap mobil, o lumină inteligentă se cheamă. Pentru prima oară acest tip de echipamente poate să stea în aer liber fără absolut nicio problemă. Din punct de vedere luminozitate sunt de top, sunt echipamente care funcționează foarte bine, inclusiv în condiții de spectacole cu deosebite pretenții, și acesta este primul eveniment la care aducem aceste echipamente. Ele sunt venite săptămâna trecută în țară și ne bucurăm să putem să le folosim pentru Viva, adică tot ceea ce este mai bun, să spunem așa, crema cremelor tehnicii vine acum la Viva să susțină întreg acest concept. Să sperăm că nu o să fie nevoie să-și dovedească funcția antiploaie, să spun așa. Înțeleg că ați mutat deja de două ori toate instalațiile? Într-adevăr, cu aproximativ o lună în urmă s-au început toate preparativele, ne-am întâlnit aici foarte frumos, am avut planuri dezvoltate, 3D, totul colorat, am stat la masă cu cei care au avut viziunea, scenografia, să spunem, acestui eveniment, totul s-a pus pe hârtie, a fost minunat, am venit ieri seara, au început montările conform planului, la ora 5 au început să se facă distribuția electrică, până la ora 8 erau toate luminile pregătite, urma să înceapă montarea lounge-urilor partenerilor. Până când a început o ploaie torențială și s-a luat decizia să se mute practic evenimentul din acel loc într-un loc cu totul alt tip de setting, ceea ce bineînțeles a adus și la o reconfigurare a ceea ce înseamnă poziționarea echipamentelor. Sigur că suntem pregătiți pentru acest lucru. De fapt, a face un foarte bun eveniment înseamnă a avea întotdeauna cel puțin un plan B. Am avut chiar și planul C și chiar planul C prim. Pentru noi Viva este cel mai glamuros eveniment al anului. Ce înseamnă din punct de vedere tehnic organizarea unui astfel de eveniment? Aș spune că de la concept deja lucrurile încep într-un mod deosebit, în sensul că particularitatea acestui eveniment față de alte evenimente pe care le facem în general este că actorul principal este însuși participantul la eveniment. Noi pe ei trebuie să-i punem în evidență, vom avea doar foarte puține momente, să spun, care au o anumită spectaculozitate a lor, cum se aude acum, spre exemplu, să fac repetiții pentru vioară, dar ca esență, trebuie să reușim să-i punem în evidență pe cei care vin la acest eveniment. Câți oameni au lucrat la punerea în scenă a acestui eveniment? Am fost în prezent aici, suntem spre 15 oameni prezenți, la care probabil se mai adaugă încă 10 oameni în diverse etape ale proiectului, deci probabil cam 25 de oameni din Fives au fost implicați la diverse momente pentru ceea ce înseamnă partea de tehnică a evenimentului. Care a fost partea cea mai grea pentru tine, legată de organizare, evident? Partea cea mai grea. Să spun, iar o particularitate a acestui eveniment, faptul că sunt foarte mulți parteneri implicați, da? Acest eveniment Viva reunește mai mulți parteneri, aduce și le oferă oportunitatea de a face împreună un eveniment deosebit, însă fiecare vine cu cerințele lui, este firesc, fiecare are personalitatea lui, fiecare brand, fiecare mod de a lucra și noi ceea ce trebuie să reușim este să armonizăm toate aceste cereri. Multe apar și pe ultima 100 de metri. Noi ne-am străduit să fim într-un contact cât mai bun pe toată durata pregătirii proiectului, să strângem toate informațiile, să le centralizăm, să avem în vedere tot ceea ce ar putea să apară chiar și neprevăzut la momentul evenimentului și să reușim să mulțumim pe toată lumea. Eu sunt de principiu că poți ajunge să mulțumești pe toată lumea și nu m-aș lăsa pe acel nu poți să mulțumești pe toată lumea. Ba da, poți. Voi lua feedback de la invitația asta seară și îți voi spune, spunem sincer, de câte zile ai nevoie să te recuperezi după evenimentul ăsta? Eu personal, până mâine dimineață totul este la loc, sunt perfect funcțional, fac lucrurile cu mare drag și mă hrănesc din ceea ce fac și dacă lucrurile merg bine și sunt o reușită, cu atât mai puțin somn este necesar ca să revin. Mulțumim frumos, sperăm să te și bucuri de petrecerea pe care ai organizat-o în mare parte. Și eu vă mulțumesc foarte mult, suntem aici pe poziție. Pandora este unul dintre partenerii principale ai serii. Vor fi o mulțime de femei frumoase astă seară, dar vor fi și o mulțime de bijuterii frumoase. De la Pandora. Pentru al doilea an consecutiv, într-adevăr, Pandora este partener al petrecerii Viva și suntem foarte bucuroși că se întâmplă asta din nou. Vrem să fim în continuare
prieteni, să continuăm o prietenie de lungă durată și ne bucurăm mult să fim aici. Ce vedetă poartă bijuteriile voastre astă seară și ce fel de bijuterii vor purta? Vor fi mai multe tipuri de bijuterii, în principal brățări, dar și seturi cu colier, cercei, inel și așa mai departe. Și avem o listă mai lungă de vedete care vor purta bijuterii Pandora. Cătălina Grama, Andrei Baca, Ilinca Vandici, Adelina Pestrițu, Gabriela Cristea, Corina Caragea, Irina Mohora, Eli Roman, Cristina Herea, Dana Rogoz, Adina Galupa, Giulia Anghelescu, Bianca Ioniță, Laura Fronoiu, Diana Dumitrescu, Sonia și multe altele pe care acum sigur le-am uitat și sper să nu se supere pe mine. Băutura e foarte importantă la un eveniment de amploarea petrecerii Viva. Ce ați pregătit pentru astă seară? După părerea mea, băutura este cea mai importantă a un eveniment gen Viva. Am pregătit tot portofoliul BDG, care înseamnă cele mai bune băuturi de pe piață, de la apă plată până la cele mai bune vinuri, cele mai bune whisky-uri, cele mai bune energizante, cam așa. Poți să întreb despre cantități? Cam câte sticle ați pregătit? Foarte multe, niște sute. Am descărcat vreo 3 ore băutură, am descărcat vreo 2 ore materiale, dar pentru un eveniment ca asta e un efort răsplătit la final, că vezi foarte multă lume fericită care vine și îți spune vai de ce bun e cocktailul ăsta, vai de ce bună e băutura asta și chiar e drăguț. Gabriele, it's your first time at the Viva party. How do you find the experience so far? It's very interesting because we changed the location twice. But the people from Viva are so supportive and are so helpful and are open for our ideas. So we had some specific ideas we wanted to bring here from Vienna and we were allowed to do almost everything. What did you prepare for tonight for our guests? There are two things. We are promoting Vienna. We brought Viennese wine because Vienna is the only capital in the world with vineyards within the city limits. So we want the people to taste Viennese wine. And on the other hand, the luxury Vienna, we brought a suite from Castle Schönbrunn where people can stay and there for a night and live like the emperor. Really nice. How many bottles of wine did you prepare? We have about 120 bottles, both white and red wine, some different kind of white wines, and I'm sure the guests will love it.